Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a oferit reghinenilor o seară de teatru. Actorii amatori ai trupei din culise au rejucat piesa Farsa actorului Patlen, a cărei premieră a avut loc în luna iunie. Între timp, piesa a fost premiată la Festivalul de la Mediaș, un motiv în plus pentru actori să ofere reghinenilor șansa de a revedea spectacolul. Iar așteptările instituției și ale actorilor nu au fost înșelate, pentru că sala a fost din nou plină. Mie mi s-a părut la fel, adică am avut public la fel de bun și chiar am simțit o energie foarte pozitivă când am jucat. Deja cred că v-ați obișnuit foarte bine cu rolurile pe care le aveți. Da, da, da. Foarte bine și la premieră, l-am jucat și la festival la Mediaș. A fost o plăcere să jucăm din nou. Cât mai este improvizație în rolul vostru în acest moment? Păi, aș putea să spun că și improvizație, dar și ce ne-a spus Lucky. Le combinăm cât mai bine ca să iasă un personaj inedit. Ca de obicei, mi-a plăcut foarte mult. De-abia așteptam momentul acesta să fiu din nou pe scenă. E o diferență față de premieră, față de dățile când ați jucat, eu știu, la festival? Fiecare spectacol e diferit. Nu există două spectacole care să fie la fel. Deci, normal că este o diferență. De cele mai multe ori, diferența e în bine. Nu sunt emoții, cred că nici nu au fost, sau dacă au fost, au fost constructive de data asta. Sala a fost, ca de obicei, plină și energia transmisă de ei este de nedescris. Crezi tu că ați reușit să transmiteți mesajul acela pe care ați vrut să-l transmiteți prin piesă, prin interpretare? Eu cred că da. În momentul în care sala aplaudă pe măsură ce tu cânți și țin ritmul cu tine, atunci știi că i-ai atins într-o oarecare măsură și am auzit lumea plecând și fredonând melodiile care le cântăm noi și atunci cred că da, a rămas ceva în mintea lor din ce am arătat noi pe scenă. De cealaltă parte, publicul a fost plăcut surprins de interpretarea actorilor și complexitatea piesei, în care s-au evidențiat nu doar decorul și costumația, dar și coloana sonoră. Mulți dintre spectatori au venit curioși după ce au aflat de succesul de la premieră. A fost superb. Deci am ratat premiera, dar am vrut neapărat să văd acest spectacol. Vreau să zic că, deși acești tineri actori sunt amatori, nu i-am simțit ca pe amatori. Am simțit că asist la o piesă de teatru în care sunt profesioniști. Au fost extraordinari. Am râs, aproape am plâns, ne-am bucurat și mă bucur că am intrat în weekend cu așa o stare de bine. Da. Peste așteptări. Deci chiar relaxant, plec de aici bine dispus și plin de voie bună. Cum ați aflat de această piesă? De o parte o știu pe Simina. Ne știm de mai mult timp, mi-a făcut invitație și la primul spectacol, dar n-am reușit să ajung și acum n-am ratat și am primit invitația pe Facebook. La următorul spectacol, ce ziceți, următoarea piesă? Da, aștept. Am văzut că e un Chiuvania și altele. Cum are drag? Foarte frumos, foarte frumos. De mult n-am văzut așa o piesă bună. Ca fost actor, îmi scârțeau deja picioarele. Deja trebuia să mă urc eu pe scenă, dar păcat că nu mai lasă memoria. Așa, de purtat tava pe masă, poate că, da, altfel. Jupânul Patlen este eroul unei farse populare franțuzești. Textul acesteia a fost rescris în totalitate și adaptat specificului actorilor reghineni, astfel încât a rezultat o piesă de teatru nouă, cu elemente de interacțiune actor-spectator și inserții muzicale ce întăresc ideile protagoniștilor. Farsa actorului Patlen este rezultatul unei colaborări între actori amatori și profesioniști, scenografi, coregrafi, scenariști, stiliști și muzicieni, sub coordonarea actorului Lucian Pantea. Ineditul proiectului vine și din faptul că piesa a fost promovată prin diverse metode nemai întâlnite în reghin, afișe, clipuri și invitații video lansate în mediul virtual.